Your number one hit radio. Kiss FM. We love music. Kiss FM. That's right. Number one hit radio. Kiss FM. We love music. Kiss FM. That's right.
combate în continuare abuz. Number one, hit radio. Kiss FM, we love music. Kiss FM, that's right. Fate în continuare abuz.
Number one, Hit Radio. Kiss FM, we love music. Kiss FM, that's right. Bate em continuar a abuso.
number one hit radio. Kiss FM, we love music. Kiss FM, that's right. Fate în continuare abuz. Number one hit radio. Kiss FM. We love music. Kiss FM. That's right.
faci în continuare abuz. Number one, hit radio. Kiss FM, we love music. Kiss FM, that's right.
abuz. Multă mișcare în atacă și se simtică.
Thank you.
fost mișcare în atacul și defensivă. Thank you.
Apărăm 5 minute și becărul Farcaș Răzvan. Ne apărăm bine la această acțiune a adversarilor. Excepțional blocaj are Raul apărăm 5 minute și becărul Farcaș Răzvan. Iarăși un nou gol al echipei adverse. Ne apărăm din nou la apărăm 5 minute și becărul Farcaș Răzvan. Iarăși un nou gol al echipei adverse. Ne apărăm din nou la apărăm 5 minute și becărul Farcaș Răzvan. Iarăși un nou gol al echipei adverse. Ne apărăm din nou la această apărăm 5 minute și becărul Farcaș Răzvan. Iarăși un nou gol al echipei adverse. Ne apărăm din nou la această apărăm 5 minute și becărul Farcaș Răzvan. Iarăși un nou gol al echipei adverse. Ne apărăm din nou la această thank you.
Ne apărăm. Un pas foarte subtil al lui Cristiana Domnicăi, care îl lasă la linia de 6 metri pe Farcaș, dar o mică inexactitate face ca, în loc să survină egalitatea pe tabela de marcaj, reuși egalitatea, lasă la linia de 6 metri pe Farcaș, dar o mică inexactitate face ca, în loc să survină egalitatea pe tabela de marcaj,
pas foarte subtil al lui Cristian. Reuși egalitate. Lasă la linia de 6 metri pe Farcaș, dar o mică inexactitate face ca în loc să survină egalitatea pe tabela de marcaj. Reuși egalitate. Și Ionuț Vamanu are o privire spre domnii arbitri care exprimă totul. Deci avea mingea în mână, adversarul îl lovește peste mână, acesta scapă mingea și arbitrii s-au uitat cu nonșalanță la o fază, părerea mea, care era faul clar. Recuperăm foarte bine prin Dragoș Dumitrescu și iarăși excepțional parada portarului din Focșani. Păcat de această situație, Dragoș Dumitrescu a recuperat o minge excepțională, a plecat pe contraatac, dar portarul advers are un reflex excepțional și face ca în minutul 23 scorul să arate 8-9 pentru adversari. Suntem foarte aproape de a reuși egalitatea. Am început să ne apărăm și mai bine decât am făcut-o în prima recuperăm parte. Recuperăm foarte bine prin... Ratăm foarte mult. Iarăși recuperare. Excepțional parada portarului din Focșani. A veteranului Cristiana Domnică, un jucător extraordinar. Păcat de această situație, Dragoș Dumitrescu a recuperat o minge excepțională. A plecat pe contraatac, dar portarul advers are un reflex excepțional și... ca în minutul 23 scorul s-a 8-9 pentru adversari. Suntem foarte aproape. Amenințare de joc pasiv și nu putem lansa un contraatac și încercăm un atac pozițional în care să punem în valoare experiența și valoarea echipei noastre și să putem marca. Ca și statistică, în ultimile 4 minute am avut 4 acțiuni în care toate eșuate, din care două bare și... și Cristia Domnică îi reușește un gol super după o acțiune individuală. Iată ce înseamnă experiența. În minutul 24 reușim să egalăm și echipa adversă beneficiază, echipa din Focșani beneficiază de o aruncare de la 9 metri. Și un atac pozițional al adversarilor și din nou un contraatac. Reușim să luăm în minutul 25. Reușim să luăm conducerea prima oară în această repriză. Numărul 22, Ionuț Vamanu, reușește după o paradă foarte bună a acestui până acum excepțional Raul Fântână, care are cel puțin 9 lovituri apărate, am lăsat și ce înseamnă contraatacul, punându-l în situația pe Ionuț Vamanu să marcheze și ia uite, repunem de la margine și încercăm un atac rapid. Cozorici și Farcaș iarăși, paradă extraordinară. Excepțional, Raul Fântână recuperează o minge spre care se îndrepta. Excepțional! Claudiu Lăzurcă reușește un nou gol și cred că am trecut de momentul psihologic.
de acum și până la sfârșitul acestui meci, victoria să fie de partea lor noștri. Deci am avut răbdare, am avut și șansă, deci portarul nostru care are un meci extraordinar, acest Raul Fântână, un jucător nemaipomenit care a făcut ca în acest minut 26 rezultatul pe tabela de marcaj să fie 11-9 pentru ai noștri. Recuperăm prin Cristiana Domnicăi, dar arbitrii au văzut un faul și aruncare de la 9 metri pentru jucătorii din Focșani. Cred că și în componența acestei echipe din Focșani sunt foarte mulți jucători tineri care la începutul jocului au avut aplombul unei echipe tinere și odată cu trecerea timpului ai noștri ne arată că și ai noștri sunt destul de tineri, dar au un joc foarte destul de complex. Deci iarăși luăm atacul. Lăzurcă a Domnicăi și excepțional Ionuț Vamanu reușește să marcheze din nou. 12-9. O fază foarte cursivă, o fază care a curs cu pase succesive până în extrema dreaptă și Ionuț Vamanu reușește să își scrie numele pe lista marcatorilor. Exact cum spuneam mai devreme, se vede că și în echipa din Focșani sunt foarte mulți jucători tineri și exact cum spuneam, șut lângă poartă a jucătorului cu numărul 7 de la Focșani. Iar și încercăm un contraatac, Cozorici și extraordinar! Bogdan Cozorici reușește și el să-și treacă numele din nou pe lista marcatorilor. 13-9, minutul 28. Exact ce am spus, cu răbdare. Reușim să ne creăm situațiile și exact ce spuneam mai devreme, acest rezultat este, părerea mea, un rezultat normal și ceea ce vreau să vă spun este că apărare în semicerc, aruncare de la 7 metri și sper ca Raul să-și facă din nou datoria și să apere o lovitură de la 7 metri adversarilor. Dar marchează jucătorul cu numărul 1. Toboșaru reușește să marcheze și scorul în minutul 29, 13-10 pentru CSM Botoșani. Exact, să-mi continui ideea mai devreme, am avut răbdare, nu ne-am grăbit. Și Claudiu Lăzurcă reușește un șut foarte frumos după picioare și excepțional blocaj al lui Raul, deci pe contraatac. Păcat că a mirosit această fază de contraatac. Dar încă o dată spun, un meci foarte antrenant, un meci în care excepțional blocaj, dar și acțiunea jucătorului cu numărul 10 de la Focșani și o pasă nemaipomenită a lui Raul Fântână, care îl pune în situație de a marca pe Dragoș Dumitrescu, dar portarii în acest meci cred că merită nota maximă. Deci amândoi având o prestație nemaipomenită. Claudiu Lăzurcă și reușește să marcheze în minutul 30. 15-10. Să-mi termin ideea pe care am început-o de câteva ori, dar jocul nu mi-a permis să termin. Suntem în grafic, am avut răbdare și întotdeauna răbdarea este cu cel mai bun. Final de primă repriză. Thank you.
Your number one hit radio. Kiss FM. We love music. Kiss FM. That's right. Number one hit radio. Kiss FM. We love music. Kiss FM. That's right.
continuare abuz. Aruncare de la 9 metri pentru adversari, același așezare cu Răzvan Farcaș pe post de prim apărător al echipei noastre. Aruncare de la 9 metri, ne apărăm bine. Și jucătorul cu numărul 21, Marius Duțulescu, reușește să marcheze 16-11. Pasă succesivă până în extremă și Ionuț Vamanu reușește să marcheze al 17-lea gol al echipei noastre, care conduce cu 17-11 echipa CSM Focșani. Marius Duțulescu reușește să marcheze 16-11. A
7 metri pentru apărare în semicerc pentru echipa din Focșani. În poarta noastră. Același Raul Fântână care nu reușește să pareze această lovitură de la 7 metri, cu toate că a fost foarte aproape. Atac pozițional al jucătorilor noștri cu pase succesive. Claudiu Lăzurcă, minge ajunge la Alexander și din nou la Lăzurcă. Domnul arbitru are o decizie care stârnește ilaritate și în tribună și pe banca de rezerve, la care oferă mingea echipei din Focșani. Scorul este în continuare 17-12 și suntem în minutul 35. Aruncare de la 9 metri. Picior, contraatac și intervenție excepțională a portarului focșănean. La faza de contraatac foarte bine, foarte bună a lui Cozorici. Aceeași asezare a echipei noastre cu Farcaș. Prindem o minge de contraatac, Claudiu Lăzurcă și iarăși intervenție nemaipomenită a portarului focșănean, care ține echipa din Focșani în joc cu două parade foarte bune în ultimile 3 minute. Două parade din situația de 1 contra 1. Este avertizat verbal Robert Alupoi, jucătorul echipei noastre cu numărul 10. Pas în extremă a echipei din Focșani. Caută un jucător. Da, așa este. Forțare în atac. Și Ionuț Vamanu reușește să marcheze în minutul 37, 18-12. O recuperare foarte bună a echipei apărării noastre și un contraatac de manual. Același Ionuț Vamanu reușește să își treacă în cont încă un nou gol, 18-12 pentru echipa noastră, minutul 38. Ne apărăm foarte bine, nu lăsăm adversarilor posibilitatea să-și creeze situații de a marca. Și jucătorul cu numărul 23 reușește recuperare, la fel repune mingea și Iulian Roșu reușește să ducă scorul la 19-13. Deci după ce am primit un gol pentru o recuperare a jucătorului Denis Ban, un contraatac foarte frumos și Iulian Roșu duce scorul la 19-13 pentru CSM Botoșani.
recuperăm. Iarăși contraatac și Claudiu Lăzurcă singur cu adversarul. Dar ratăm. A încercat o execuție foarte frumoasă, dar mingea a sărit din suprafața terenului peste poarta apărată de portarul Foxenean. Aruncare foarte bună a jucătorului Denis Ban și o deviere în corner a echipei, în favoarea echipei adverse. Aruncare de la 9 metri și amenințare de joc pasiv. Jucătorul cu numărul 10, Robert Alupoi, este eliminat pentru o perioadă de 2 minute. Aruncare de la 9 metri pentru Focșeneni. Și trebuie să fim atenți pentru a recupera această minge și a nu primi un gol care să ne destabilizeze. Dar jucătorul marchează pentru Focșeneni, Denis Bari, Alexandru Muraru și scorul ajunge 19-14. Aceleași de acum celebră acțiune pe care antrenorul echipei noastre o face, scoate un portar, scoate portarul și pe o minge recuperată Focșenenii reduc din diferență 19-15. Încă suntem în inferioritate numerică și Marius Tuțulescu reușește, reușim să marcăm. Prin Ionuț Vamanu și ridicăm scorul la 20 și iarăși foarte rapid echipa adversă reușește să marcheze și scorul devenind în minutul 42, 20-16, a marcat Tiberiu Toboșaru. Aruncare de la 7 metri, fault făcut de apărătorul echipei din Focșani. Execută Claudiu Lăzurcă și scorul este 21-16, minutul 42. Să fac comentarii inutile, dar într-o situație identică în apărarea noastră a fost 7 metri pentru adversar și eliminare. În această situație, când noi am primit aruncare de la 7 metri, penalitatea tehnică, deci eliminarea jucătorului, nu a mai fost. Recuperăm în poarta, a intrat Nicolaevici. Și șut foarte frumos al lui Cristian Domnică și eliminare 2 minute
gramatic. În partea noastră a intrat Mihăiță Nicolaevici și el un jucător cu foarte mare experiență, un portar cu vechi state de servicii în Liga Zimbrilor. Acum este la Botoșan și pune omorul ca și anul trecut la echipa noastră să promoveze în Liga Zimbrilor din Mare. Scorul este 22-16, marchează Claudiu Lăzurcă. Vorbeam de Mihăiță Nicolaevici, care, în experiența pe care are și el, contribuie la... Ne dorim de acum promovarea echipei noastre în Liga Zimbrilor, acolo unde anul trecut am fost retrogradați din cauza acestui virus teribil, COVID-ului, care nu ne-a dat posibilitatea de a ne retrograda prin jocurile sportive, ci din cauza foarte bună acțiune și Mihăiță Nicolaevici reușește un gol superb din poartă în poartă pe o recuperare. Toată lumea se aștepta să lanseze un contraatac, dar experiența își pune cuvântul și o aruncare din propria suprafață de poartă, care se oprește în poarta adversă și scorul a devenit 23-16. Deci vreau să spun că spectatorii prezenți la sala polivalentă, niște doritori și iubitori de handbal, au făcut acum câteva momente exact un lucru care se întâmplă pe marile arene și de handbal. Au aplaudat și au mulțumit acestor două echipe și în principal echipei noastre. Reușește o aruncare și un gol CSM Focșani prin Marius Duțulescu. Asta este, scorul este în acest moment în minutul 46, 23-17. Exact ce amintam mai devreme, pe marile arene și în marile săli, unde 5-10 mii de spectatori le mulțumesc acestor echipe pentru prestația lor. Pot spune până acest moment că și adversarii noștri au făcut dovada unei echipe foarte frumoase. După cum se vede, o echipă foarte tânără și ei, dar noi, prin răbdare și printr-un joc foarte bine făcut, iarăși o fază frumoasă cu succesiune de pase și Iulian Roșu reușește un nou gol. Deci o fază foarte frumoasă cu pase succesive, ajunge în extremă și Iulian Roșu reușește să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor. Exact ce spuneam, și adversarii noștri, o echipă tânără și foarte cunoscătoare de handbal, dar ai noștri, cu încă o dată, cu mai multă determinare. Se vede și jucătorii de experiență pe care avem în lotul echipei noastre au făcut și fac diferența până acum. Contraatac, același Iulian Roșu scapă și scorul devine 25-17 în minutul 47. Cristia Domnică e același jucător de mare calitate, cu experiența pe care o dobândit-o în atâția ani în Liga Zimbrilor, recuperează o minge și lansează un contraatac care duce scorul în minutul 47 la 25-17. Același, mereu tânăr, Cristiana Domnicăi, recuperează o minge și reușește să marcheze din nou. În echipa noastră se vede coeziunea și între cei mai mari ca vârstă, de să nu spun bătrâni, cu experiență fantastică, și cei tineri care, puși în slujba echipei, fac ca în minutul 48
scor să fie 26-17. Ne apărăm foarte bine. Răzvan Farcaș în fața, deci primul apărător al echipei noastre și aruncare de la 9 metri. Iarăși recupera mingea, contraatac același Iulian Roșu și paradă extraordinară a portarului Focșănean. Dar asta este, scorul rămâne 26-17. Aruncare de la 7 metri pentru echipa CSM Focșani. Time-out pentru accidentarea unui jucător botoșenean. Din câte se pare, s-ar putea să fie Iulian Roșu, care după ce a avut neșansa de a rata, a venit înapoi și a participat la faza de apărare, accidentându-se la SF de la gamba piciorului stâng. Asta este sportul. În ultima perioadă pot spune că handbalul a devenit un sport foarte dur de contact, în care contactele fizice între jucători sunt foarte, foarte puternice și de asta în handbalul actual jucătorii mai firav ca și constituție nu pot face față în handbalul foarte mare, de ce, exact cum spuneam, handbalul a devenit foarte fizic, foarte de contact. Sunt contacte foarte puternice între jucători. Dar asta este sportul și trebuie să învățăm că orice contact trebuie să te mai și ferești. Aruncare de la 7 metri pentru CSM Focșani, Mihăiță Nicolaevici. Și cât Paci să apere pentru Focșani, marchează din aruncare de la 7 metri Alexandru Golea. Tiberius Toboșaru, scuzați. Scorul devenind în minutul 49, 26-18. Atac din pas succesive, mingea ajunge în extremă și bară. Jucătorul Antonio Pintilei reușește o execuție foarte frumoasă, dar mingea se oprește în bara porții apărate a echipei din Focșani. Și bara face parte din joc. Deci, scorul în minutul 50. 26-18. Încă o dată un meci foarte frumos. Contraatac. Și Antonio Pintilei reușește să marcheze. 27-18. Un meci foarte atractiv, în care ambele echipe, până în acest minut 51, au arătat un handbal frumos, au arătat că ceea ce încearcă pe parcursul acestor minute, au încercat și arătat o foarte bună calitate tehnică, tactică, fizică, deci două echipe bune. Ceea ce nu face decât să ne mulțumească pentru șut și blocaj al lui Robert Alupoaie, corner pentru echipa din Focșani. Ceea ce spunea și mai devreme, face o reclamă foarte frumoasă handbalului și șut, iarăși corner, blocaj al lui Daniel Dumitrescu,
Dragoș Dumitrescu. Timeout cerut de echipa din Bacău, din Focșani. Scuzați. Încă o dată un meci foarte frumos în care se înfruntă două echipe bune și încă o dată care fac o reclamă pozitivă handbalului. Și ne bucurăm că în minutul 52 echipa noastră conduce cu 27-18, după ce știm foarte bine o mare parte din prima repriză, datorită multelor ratări ale echipei noastre. Adversarii noștri au avut și 2, și 3, și 4 goluri diferență, dar s-a văzut coeziunea și valoarea echipei noastre, care am încercat și reușit să recuperăm diferența și în acest minut 52 să avem 9 goluri înaintea echipei adverse. Aruncare de la colț pentru echipa din Focșani, care încearcă, ca și până acum, un atac pozițional cu foarte multe pase. Dar ceea ce este bine, pasele acestea sunt la mare distanță de poarta noastră și ne permite să închidem foarte bine culoarele care ar permite adversarilor să marcheze. Amenințare de joc pasiv. Exact cum spuneam și la ultima noastră întâlnire, în decurs de 5 pase, 2, echipa a trebuit să arunce spre poartă, altfel pierde posesia mingii, recuperăm, dar în același timp și adversarii noștri recuperează o minge care lansa un contraatac foarte bun al nostru, dar iarăși un atac pozițional al echipei din Focșani. Exact ce spuneam, cu pase la mare depărtare de poarta noastră și mingea este luată de jucătorul cu numărul 44 din semicerc. Aruncare de la 7 metri și eliminare 2 minute pentru un fault la jucătorul Claudiu Lăzurcă. Execută pentru noi Antonio Pintilei. Arbitrii dau semnalul pentru executarea acestei lovituri și gol foarte frumos marcat de Antonio Pintilei. Scorul este 28-18 pentru echipa noastră, cu o diferență de 10 goluri. Deci putem spune că este 18-18, dar noi avem 10 antamați înainte. La fel ca și echipa noastră, echipa din Focșani a scos portarul ca să poată să atace cu 6 jucători de câmp și o aruncare și o... Deci al doilea gol reușit de Mihaiță Nicolaevici. Încă o dată experiența acestui portar ne face să fim mândri. Deci exact ca și antrenorul nostru Florin Ciubotariu, antrenorul echipei din Focșani, scoate portarul pentru a avea număr de jucători egal pentru atac, dar Mihaiță Nicolaevici vede lipsa portarului și aruncă spre poarta adversă. Între timp adversarii noștri găsesc o minge ușoară. Mingea este afară și Antonio Pintilei încearcă să marcheze din aruncare de la margine, dar mingea trece puțin peste deasupra porții. Forțare
nici nu suntem atenți. Iarăși o încercare de un gol foarte frumos, dacă ar fi reușit, al lui Antonio Pintilei, ca și mai devreme al lui Claudiu Lăzurcă. A încercat evitând portarul, dar mingea dată în suprafață a sărit peste poarta adversă. Scorul în minutul 55 este 29-18 pentru CSM Botoșani. Încă o dată o reclamă foarte frumoasă pentru handbal. Două echipe bune care au încercat să-și apropie victoria și apropie victoria prin mijloacele handbalului actual. Pas foarte frumos și CSM Focșani reușește un gol foarte frumos prin Alexandru Golea. Scuzați, prin Alexandru Gramatic. Și scorul în minutul 56 este 29-19. Încă o dată, două echipe care au jucat handbal, două echipe care au arătat verități tehnice, tactice și o pregătire foarte frumoasă. Noi ne bucurăm pentru echipa noastră. Pas foarte frumos al lui Lăzurcă și scorul devine 30-19, gol marcat de Răzvan Farcaș. Exact, să-mi continui ideea, două echipe frumoase, două echipe care au arătat handbal, două echipe care au făcut efort și încă o dată o reclamă foarte frumoasă acestui minunat joc. Recuperăm, contraatac prin Dragoș Dumitrescu. Dragoș Dumitrescu, care poartă pe tricou numărul 31 și scorul în acest moment este 31-20 acum printr-un gol marcat de... Prindem contraatac și gol 32-20, gol marcat de Antonio Pintilei. Pentru echipa din Focșani a marcat Alexandru Golea. Pas în extremă și echipa din Focșani reușește să ajungă la cota 21, 32-21 prin Denis Bari. Robert Alupai ridică scorul la 33-21, minutul 59. Foarte frumos reușit de focșeneanul Alexandru Gramatic după o recuperare și scorul în minutul 59 este 33-22. Pas în extremă și mână salvatoare a portarului Vrâncean. Am intrat în ultimul minut al acestei partide.
forțare a jucătorului. Mingea ajunge la Ionuț Vamanu, care ridică scorul la 34-22. Blocaj și paradă super frumoasă a lui Mihăiță Nicolaevici, care este și marcator a două goluri. Meciul se termină cu rezultatul final 34-22. Un joc foarte frumos în care echipa noastră a arătat un handbal de calitate, la fel cum și echipa adversă a arătat un handbal de calitate. Ai noștri au avut mai multă inspirație și iată că au început și au revenit pe primul loc. Sperăm ca și la următoarele meciuri să avem succes și să terminăm sfârșitul campionatului pe un loc care să ne permită accederea în Liga Zimbrilor. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare la un nou meci al echipei noastre favorite. Să le ținem pumnii și ne dorim ca această echipă la sfârșitul anului competițional să reprezentăm cu cinste în Liga Zimbrilor orașul, județul și municipiul Botoșani. La bună vedere, sănătate și numai bine!
Your number one hit radio. Kiss FM. We love music. Kiss FM. That's right. Some dreaming, palm trees and feelings.